Supra lui Alseus. Ivanovski este executantul acestei lovituri de pedeapsă. Ar putea înscrie primul său gol din această stagiune și în același timp primul gol marcat de Dinamo în deplasare. Ar fi de asemenea a patra partidă consecutivă în care ambele echipe înscriu în această confruntare. 2-1 înscrie Ivanovski. Și Dinamo mai are 10 minute cu tot cu prelungiri la dispoziție de a smulge un punct.